Bună ziua! Mă numesc Andrei Lungu și astăzi aș vrea să vorbesc cu tine despre dezvoltarea intuiției. Dacă te uiți atent la viața noastră, ea este o verigă din întrebări și răspunsuri, din cauză și efecte, din alegeri pe care le facem în fiecare minut, în fiecare secundă, deciziile pe care le luăm. Și, de fapt, calitatea vieții noastre este direct proporțională cu calitatea deciziilor pe care le luăm, acele alegeri pe care le facem. Însă, din păcate, sunt și oameni care nu mai au putere să ia decizii. Le este frică. Sunt blocați mental, emoțional. Au fost momente de impas în viața lor când au făcut o alegere și a fost greșită. Au mai făcut o alegere și iarăși a fost greșită. Au mai făcut și iarăși a fost greșită. Și consecințele posibil că au fost și grave. Și omul este frică să mai aleagă. Și trăiește după mintea altcuiva. Cineva îi spune ce să facă, când să facă, cum să facă. Și nu mai este viața lui. Din păcate. Oare există o ieșire din această situație? Evident. Cu toții avem un consilier invizibil care este prezent în modul tot timpul cu noi. Un dar de la Dumnezeu. Se spune că dacă rugăciunea este vorba noastră cu Dumnezeu, atunci intuiția este vorba lui Dumnezeu cu noi. Intuiția tot timpul comunică cu noi. Însă, din păcate, nu o auzim. Pentru că în capul nostru este o gălăgie mentală. Sunt foarte multe gânduri, unele ale noastre, altele nu sunt ale noastre. Pătrund mintea noastră. Și nu auzim în acea gălăgie șoaptă intuiției. Vocea acea interioară, care niciodată nu greșește, niciodată nu minte, care știe. Noi suntem niște ființe multidimensionale. Este vorba despre subconștientul nostru. Acolo există toată informația. Însă mintea noastră percepe această realitate în tridimensional. Și practic intuiția este, dacă vreți, ca o ușă unde noi putem să luăm de acolo informații. Este ca un mușchi pe care noi îl putem antrena. Și de fapt asta facem la cursurile noastre de vedere intuitivă. În zeci de ani, savanții din Rusia au experimentat și au apărut niște exerciții simple, dar extrem de eficiente, prin care noi putem să ne conectăm la intuiția noastră. Putem să simțim, să auzim acea voce interioară. Și să exersăm și să creștem această maestrie și să avem niște rezultate extraordinare. De exemplu, la cursurile pentru copii pe care le facem între 6 și 12 ani, este cea mai bună perioadă, să spun, de vârstă pentru a dezvolta intuiția, pentru a lucra cu un copil. Mintea copilului este deschisă, este curioasă. El intră, vine la școală. Începe să învețe. Evident că este pentru orice copil o provocare. Învață să înceapă să se concentreze, să focuseze, să-și dezvolte abilități de educare, de învățare, care îl solicită. Datorită aceștia măști cu care noi lucrăm primele două zile la prima treaptă de vedere intuitivă, după două zile de antrenament, copilul își deschide un nou canal de percepție a informației. Putem să spunem al șaselea simț. Putem să numim în mod diferit. El începe să vadă fără ajutorul ochilor. Asta se datorează faptului că se creează și noi canale neuronale, noi legături neuronale în mintea noastră. Astfel noi putem să potențăm, să creștem capacitatea minții noastre. Copiii încep să aibă mult mai multă încredere în sine. Copiii învață să se concentreze, să se focuseze. Totul se întâmplă într-o joacă. Unde ei nu se plictisesc, ei abia așteaptă să vină a doua zi, pe urma a treia zi, să vină și la zilele de antrenament, pentru că este ceva nou pentru ei. Ce nu văd la școală, ce nu văd în familie. Și acele capacități pe care aici le învață, îi ajută foarte mult în viața de zi cu zi. Să perceapă această informație, să deosebească adevărul de minciună, să-și asculte vocea interioară și multe alte lucruri. Să dea jos acele blocaje mentale și emoționale, care deja, într-un fel sau altul, sunt formate și își pun amprentă.
Și practic vederea intuitivă este capacitatea să ne dezvoltăm intuiția la maxim, să simțim, să auzim acea voce interioară pe care fiecare o avem, dar nu o auzim. În mod diferit, intuiția comunică cu noi. La cineva prin imagini, la cineva prin corp, prin anumite semnale, la cineva prin exterior, fiecare om își găsește propriul canal, îl identifică și începe să lucreze în diferite regimuri. În regim de căutare, în regim de a putea vedea cu ochii închiși, în regim de a să încep să-ți dezvolți niște sensibilități, să spun așa, niște calități extrasenzoriale. Totul merge cu timpul. Dragi părinți, oferiți această șansă copiilor voștri să-și dezvolte intuiția, să aibă mai multă încredere, să aibă o viață sigură și fericită. Pentru că vederea intuitivă este șansa fiecăruia să-și dezvolte intuiția, să ia decizii corecte, să crească calitatea vieții.